Un moldovean a încercat să introducă în Belarus 400 de kilograme de miez de nucă și fructe uscate, ascunse într-un microbuz. Tentativa de contrabandă a fost dejucată de angajații VMI din Gomel. Șoferul microbuzului intenționa să intre pe teritoriul Uniunii Economice Eurasiatice prin vama Novaya Rudia din Ucraina. Vameșii din Gomel au depistat peste 400 de kilograme de miez de nucă și fructe uscate în valoarea de 18,5 mii de ruble bieloruse sau aproximativ 150 de mii de lei. Mărfurile și microbuzul au fost confiscate. Pe acest caz a fost pornit un dosar contravențional.